laudele în adresa lui Dumnezeu trebuie să, să se ridice din pământul acesta în fiecare zi și cel mai bine care trebuie să facă lucrul acesta, cel mai mult cine trebuie să facă lucrul acesta, trebuie să fie poporul lui Dumnezeu sau copiii lui cu adevărat care se închină lui prin Domnul Iisus, care îl cunosc pe el și care îi cunosc căile lui. De deci, am în fiecare zi, unde sunteți laudați-l pe Dumnezeu, dar desigur în ziua lui, atunci când facem aceasta prin cântări, când îi cântăm, cel puțin dacă nu ne putem aduna împreună când îi cântăm ca cu, comun, ca comunitate, să o facem în așa fel în care el să vadă inima noastră și să se bucure și să primească laudele așa cum el merită astăzi vom medita puțin despre un, un singur verset pe care Domnul Isus l-a vorbit, dar înainte de aceasta vreau să zic că uh, Dumnezeu totuși are de gând să instaureze pe Pământul acesta uh, toate lucrurile uh, așa cum trebuie să fie după legea Lui cea veșnică uh, uh, și așa cum scrie în cartea Lui cu alte cuvinte. Dar, înainte de a face lucrul acesta, Dumnezeu va aduce la ruinare toate sistemele existente. Cu alte cuvinte, înainte ca el să el staureze tot, să zidească tot, după cuvântul lui, după legea lui, mai întâi de toate, el le ruinează pe cele pe care noi, cu mâinile noastre, le-am zidit. Dar nu este un secret că toate sistemele oricărei societăți din lumea aceasta, în fruntea acestor sisteme sau ele, aceste sisteme, sunt create de oamenii acestor, acestor societăți, inclusiv și cele religioase. Toate sistemele religioase, inclusiv și cele evanghelice, sunt create de oameni, de slujitorii care stau în fruntea acestor denominații și, în adevăr, nu sunt create de Dumnezeu. Însă faptul existenței la o așa de mulțime, de mare de denominații, vorbește de lipsa prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Doar Dumnezeu are numai o singură lege în care a lăsat o singură cultură, unicele sărbători și căile pe care le-a dat să le urmăm, care sunt la fel unicele. Când astăzi fiecare, cel puțin denominație, pretinde că numai la ei este adevărul în plinătate ei, trebuie de mult să ne dăm seama că, în adevăr, aceasta nu este de la Dumnezeu și acolo nu este Dumnezeu. Fraza că e în diversitate, să arătăm unitate. Este o scuză a timpurilor noastre, a, o scuză a nelegiirilor, a denominațiilor și bisericilor a, locale. Poporul lui Dumnezeu are un singur Dumnezeu, un singur salvator, o singură lege, o singură cultură și, și trebuie să fie un singur popor care unește cele spuse mai sus. De deci, aceea Dumnezeu va aduce totul la ruinare, inclusiv și pe toate bisericele care există astăzi, ca mai apoi să înceapă să zidească comunitatea lui sau poporul lui, societatea lui, în felul cum trebuie să fie. Dar aceasta va avea loc, adică zidire de nou, în veacul care vine, iată, iată care vine, în frunte cu Domnul Isus și fii și fiicile lui Dumnezeu. Astăzi vom medita, cum am zis, la un verset scris la Matei, capitolul 7, versetul 6, uh, în care la fel vorbește, într-un fel vorbește cum Dumnezeu, sau în versetul acesta de asemenea vorbește, întorcând înapoi căile lui Dumnezeu luate din legea lui Mosi, numai că parafrazat. Fraza pe care vom citi, la fel face parte din zidirea după legea lui Dumnezeu. Iată versetul despre care vorbeam mai sus de la Matei, capitolul 7, versetul 6, Vorbim de Domnului Iisus. Cuvintele, frazele care spus, sunt spuse de Domnul Iisus. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcelor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă, să se rup. Prin frazele acestea scurte, Domnul Iisus a parafrazat toate poruncele din lege, în care, la fel, El le-a le dat mai înainte, prin Moise, um, care vorbesc ca să nu spurcăm lucrurile sfinte și preasfinte ale Lui Dumnezeu. Um, cu siguranță că și versetul acesta este o dovadă clară, că Domnul Iisus ne arată cum trebuie noi să privim, sau din ce perspectivă, sau cum trebuie să interpretăm legea Lui Dumnezeu. Um, dar, ne întoarcem înapoi la versetul nostru. Cine sunt câinii și cine sunt porcii căru le putem sau cui noi le dăm, de fapt, lucrurile a sfinte și sfinte ale lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm cine sunt câinii, după care cine sunt porcii și care sunt lucrurile sfinte și care sunt mărgăritarele a, noastre sau a ciniștilor. Câini. În explicația, asta este o explicație mai greacă, în explicația cuvântului a, câine din limba greacă, a, vorbește de un om, a, omul fără rușine, adică câinele, parafrazat sau a, vorbit a, nu în sens direct, a, omul fără rușine și cu gândurile. Cu alte cuvinte, în textul, contextul biblic, este un om nelegiuit. A, altfel vorbit, Domnul Iisus, când vorbește despre câini și despre porci, el vorbește despre oameni. Înțelegem. Iată cum sunt descriși câinii sau acești oameni prin câini care sunt descriși și cum ei sunt caracterizați în alte texte din Scriptură și unul din ele este la psalm în care vorbește prorocul David și psalm, verset, uh, psalmul 22, versetul 16 și 20. Iată cuvintele lui. Căci niște câini mă înconjoară o ceată de nelegiți, dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele și versetul 20, scapă sufletul de sabie și viața din ghearele câinelor. Haideți să facem o listă și o veți avea și pe ecran. O listă în care le-am scos anumit din versetul acesta sau din versetele acestea, vorbite de prorocul David, cum sunt caracterizați sau cum sunt descriși de el acești câini. Apropo, este un, dacă ați observați, dacă înțelegeți, este un psalm profetic. Um, ei sunt încete sau ei umblă încete sau în grupuri, ei nu umblă de unul singur un alt lucru care îl vedem din versetul acesta este că ei nu trăiesc după legea lui Dumnezeu ei, uh, sau să spune că ei sunt nelegiuiți dar nelegiuit poți să fii atunci când tu cunoști legile lui Dumnezeu și nu le împlinești. O, o altă caracteristică uh, 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 ei atacă pe cel neprihănit în versetul acesta vedem că acești câini sau acești oameni răi l-au atacat pe Domnului Iisus și i-au străpuns mâinile și picioarele lui. Vorbește despre Domnul Iisus, desigur. O altă caracteristică care vedem din acest verset, ei atacă pe cel neprehenit prin cuvinte răstălmăcite din Scriptură, cu sabia. Aceasta este de obicei simbolul cuvântului din Scriptură, răstălmăcit, că este ca o sabie care ucide sau vorbesc împotriva celor neprehănit. O altă uh, caracteristică din versetul acesta că ei învinuiesc pe cei neprihăniți de rele. Aceasta este un simbol că uh, ei țin în ghearele lor pe cel neprihăniți. Uh, o altă caracteristică sau o altă descriere pe care o dă prorocul David este în Psalmul 59, versetele 6 și 7. Iată ce zice el. Se întorc în fiecare seară, adică acești câini, Urle ca niște câini și dau o, -o cetății, Da? Din gură lor țâșnește reul pe buzele lor sunt sebi, că ei zic, cine aud? Descrierea aceasta este interesantă, fiindcă acești oameni, dacă ați observat din aceste versete, decid soarta cetății. Ei nu sunt oameni simpli, fiindcă a, numai acei care sunt puși în fruntea cetății, ei dau ocol cetății, adică ei înconjoară cetatea ca să decide lucrurile pentru cetatea aceasta. Numai că, Asemenea, din versetul acesta, el lucrează răul pentru cetate. Din ce motiv? Din motivul că ei trăiesc în nelegiuiri și ei sunt în întuneric. Ei trăiesc aceste nelegiuiri sau trăiesc în nelegiuiri și nu pot să decide altfel decât din perspectiva lor, care este în întunericul lor. La fel, A versetul acesta spune că ei nu cunosc pe Dumnezeu, fiindcă nu-și dau seama, cine aude cu alte cuvinte, da? nu-și dau seama că uh, pentru planurile făcute împotriva celui neprehănit, mai devreme sau mai târziu neapărat da, vei da răspuns sau va da acea persoană, va da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Iată încă o caracteristică scrisă prin, deja prin, probabil prin fiul lui David prin proverbi, capitolul 26 versetul 11. Cum se întoarce câinile la ce a versat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui sau altfel zis în alte traducere spune așa repete nebunul nebunia lui. Căile celui nelegiuit sunt spurcate în ochii lui Dumnezeu, însă cel nelegiuit și cel spurcat mereu se întoarce la el. El nu se lasă de căile lui, lui personale și mereu se întoarce la căile lui nelegiuite și nu dorește să se întoarcă la căile lui Dumnezeu. Acum, a, vă citim un text mai șocant, de fapt care Dumnezeu vorbește mai direct și care confirmă că acești câini răi, ei de fapt nu sunt, în, în adevăr nu sunt oameni simpli, dar ei fac parte dintr o categorie de oameni în care prea rar noi ne gândim că ei ar putea să fie acei câini rău. Apropo, textul acesta vorbește de, despre popor sau în contextul din care voi a citi aceste versete, este, a, a, se vorbește despre poporul lui Dumnezeu. Isaia 56, versetele 10 și 11. Spune Dumnezeu prin Isaia. Toți păzitorii lui, adică a poporului, sunt orbi fără pricepere. Toți sunt niște câini muți, care nu pot să-l latre, aiurează, stau tolănici le place să doarmă. Totuși, sunt niște câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt niște păs care nu pot pricepe nimic. Toți își vede calea lor. Fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Probabil că ați observat, nu așa? Foarte păi concret Dumnezeu vorbește. Și îi numește, cum îi numește, și până la urmă spune, iată cine sunt ei. Niște păstori. Niște oameni care sunt puși în fruntea poporului. Niște oameni care sunt de vază, de fapt. Niște oameni în care nu sunt simple în lumea aceasta. Niște oameni în care alți oameni au încredere în ei. Și care și cărora le dau multă cinste. Da? În mare parte. Câinii, câinii cei răi, sunt păstorii și oamenii puși în fruntea poporului. Toți păstorii care își caută căile lor în slujire, căile denominațiilor, căile bisericii și nu pe ale Domnului care sunt descrise în legea lui, a ei sunt niște câini rei datorită la aceea, că ei duc poporul departe de Dumnezeu. A, Dumnezeu spune că toți își vede calea lor fiecare umblă după folosul lui. Nu este vorba despre lucrurile materiale. În primul rând, este vorba de interesele denominaționale, religioase, biserice, bisericii, dar nu caută interesele poporului dacă nu întoarce poporul la căile lui Dumnezeu scrise prin legea lui. Dacă nu credeți că versetele acestea vorbesc și despre păstori zililor noastre și despre acei care sunt puși în fruntea poporului și în zilele noastre, O mai citesc se verset, dar este deja cumva din veacul nostru, așa a zis, de după Hristos încoace, mai bine zis chiar, de după Apostolul Pavel încoace. Iată ce spune Apostolul Pavel, în aceleași lucruri care sunt scris și în proroce. Filipeni 3 cu 2. Apostolul Pavel zice în felul următor. Păziți-vă de câinii aceia, și el explică ce ne sunt ei. Păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Păziți-vă de scrijelații, scrijeliții aceia. Ce ne sunt ei? Cânii răi, după cuvintele apostolului Pavel sunt slujitorii care răstălmeau cuvintele apostolului Pavel, am luat din context, da? A, de, care, sau mesaj, mesajul apostolului Pavel, El respingeau, nu-l acceptau mesajul despre împărăția lui Dumnezeu și despre neprehănirea ei. Ei erau toți slujitori, ei erau toți oameni care puși în vază, în frunte, fiindcă în lucrătorii aceia răi. A, care este soarta lor? Iată un verset care l-am luat din ultimul capitol, de fapt din Apocalipsa, versetul 15, Apocalipsa 22, versetul 15, iată soarta lor, dar interesant că soarta lor, și dacă ați observat cine sunt ei, probabil că ați înțeles cine sunt ei, uh, observați-vă și din uh, versetul acesta, cu cine ei sunt pus în rând, împreună. Afară, adică în afara împărăției lui Dumnezeu, acolo unde este întunericul cel mare, Domnul Iisus spune că afară, sau Dumnezeu spune, afară sunt câinii, răjitorii, curvare, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciună și trăiește în minciună. Ca să facem o concluzie la câini, vrem să zicem că câinii cei răi sunt credincioși, slujitorii, și cei puși în frunte care se împotrivesc cuvintelor despre împărăție lui Dumnezeu și neprehănirea ei. De asemenea, sunt cei care se împotrivesc legii lui Dumnezeu fiindcă sunt nelegiuiți și trăiesc sau, sau nu trăiesc după căilul Dumnezeu fiindcă sunt nelegiuiți din, din firea lor. Lor le place nelegiuirea și nu doresc să se întoarcă la căile lui Dumnezeu. Pe De deasupra toate acestea, se mai războiesc cu cei neprehăniți care trăiesc după voia lui Dumnezeu și a, îi învinuiesc, chiar dacă nu sunt nu vino, vinoveți, și îi ucid prin cuvintele lor rele. Acestea sunt câini. Dar cine sunt porci? Că doar nu prea mulți porci avem pe drum, nu așa? Porci. Cu porci este mai simplu. Prin porc este descris orice credincios care se întoarce la căile lui păcătoase și la nelegiuirea lui. De obicei, astfel de oameni, acum vă zic, sau voi cita puțin din cuvintele Apostolului Petru, dar de obicei, astfel de oameni se lasă să fie spălați, cu alte cuvinte, ei se lasă să fie cumva transformați într-un fel oarecare prin cuvânt, dar nu ține prea mult spălarea aceasta și se întorc înapoi la căile lor, la păcatele lor, la legiurile lor, la felul lor de viață murdară în păcat. Aceasta, dacă ați înțeles, în felul acesta identifică chiar Apostolul Pietru la 2 Pietru, capitolul 2. De ce e ca concluzie? la ambele și la porci și la câini, putem să spunem că Domnul Iisus poruncește ucinișilor săi ca să nu dea lucrurile sfinte câinilor și mărgăritarele lor porcilor. La o astfel zis, Domnul Iisus spune ucenicilor, ca să nu dea lucrurile sfinte credincioșilor, păstorilor, care sunt răi, nelegiți și care se războiesc împotriva celor neprehăniți. De asemenea, el spune să nu dăm, uh, sau să nu împărtășim Margaritarele noastre cu credincioșii, care mereu se întorc la boloata lor, la murdăria lor, la necurăția lor, la, la viața lor murdară, cu alte cuvinte, care se întorc mereu la stilul lor de viață, păcătos, murdar și împotriva lui Dumnezeu. Dar, probabil, întrebarea acum este logică. Dar care sunt lucrurile Sfinte și care sunt margaritarele ucenicilor? Haideți să ne uităm. Voi face o, o listă destul de scurtă, dar despre lucrurile Sfinte, și vom observa care sunt mărgăritarele uciniștilor. Voi enumera într-o listă și, și lucrurile Sfinte pe care le-am. va fi în lista aceasta. Este luată din Legea lui Dumnezeu și din a, a, cuvintele apostolilor în a, scrierile lor. Ziua Domnului face parte din lucrurile sfintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, învățătura despre ziua Domnului, a ținerea ziua Domnului și multe lucruri care țin de ziua Domnului, a, -a, -a, a, -a nu însăși faptul ziua Domnului, este sfântă înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru sfânt este îmbrăcămintea sfântă a credinciosului. Sau, altfel zis, că nu avem îmbrăcăminte de de piele. Dar este învățătura despre hainele neprihănirii sau despre neprihănirii, cum să-și trăiască neprihănirea credinciosului. Un alt lucru sfânt este îmbrăcămintea preotului sau slujitorului. Este o haină sfântă, chiar presfântă. Și despre ce este vorba? Despre rolul și slujirea a slujitorului care nu trebuie să fie încredințate alteia persoane. Una, alte lucruri sfinte, și nu le enumerăm, desigur, pe toate punem, sumeam, sumarizăm într-un fel aici, lucrurile din cort sau din templu, toate sunt sfinte și prea sfinte Cu alte cuvinte, însemnătatea lor spirituală, să nu o explici oamenilor răi murdar, răutăcioși, nesupuși, neînduplecați și celor care trăiesc în necurăție lor și de fapt ei nu prea mare interes au ca să afle toate lucrurile despre acestea, chiar dacă ei se află în mijlocul bisericii. Un alt lucru sfânt și prea sfânt chiar sunt jertfele aduse Domnului de credincioși. Ele sunt, fac parte din lucrurile sfinte și prea sfinte chiar. Cu alte cuvinte, nu explica prea multe acelui a credincios, care, în adevăr, nu prea mult este interesat de toate acestea, a, ce înseamnă jertfa a, sfântă sau presfântă înaintea lui Dumnezeu, a, și detalii despre ea luate din lege, fiindcă el nu pur și simplu este închis, el încă nu vede, Dumnezeu încă nu i-a deschis ochii ca să vadă ce însemnătatea lor. Un alt lucru sfânt pe care Dumnezeu îl vorbește este poporul lui Dumnezeu este sfânt. Un alt lucru sfânt, care îl vorbește și Apostolul Pavel, este legea lui Dumnezeu este sfântă. Romani 7 cu 12. Nu oricine poate să ia legea lui Dumnezeu, să o înțeleagă și să o prede altora. Un alt lucru sfânt, și cu aceasta încheiem lista, um, nu că ea se încheie aici, este învățătura despre Dumnezeu. Este o sfântă și prea sfântă. Câinii nu pot să o primească. De ce? Fiindcă ei sunt trei la lor și învățătura aceasta trebuie primită diferit. Um, Desigur că nu avem timp să facem o listă. Lista aceasta este lungă, dar cred că este destul să înțelegem sau să se să gustăm, măcar de lucrurile care sunt Sfinte înainte la Dumnezeu și pe care noi le uh, dăm, uh, le împărtășim, uh, le aruncăm, mai bine zis, la picioarele câinilor și porșilor. Dar, domnul Iisus mai zice că uh, să nu aruncați mărgăritarele voastre. Și este mărgăritar. Matei 13, 40, versetele 45 și 46, Domnul Iisus explică ce, ce sunt aceste mărgăritare. Împărăție cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase la plural. Și când găsește unul, la singular, un mărgăritar, de mare preț, se duce, revine tot ce are și îl cumpără. Prin mărgăritare, Domnul Iisus compară tainele împărăției lui Dumnezeu despre care Atât de mult au vorbit apostolii și a vorbit Domnul Iisus. Apropo, probabil că țineți minte că Domnul Iisus a zis că vouă vă este dat, adică ucenicilor adevărați, vă este dat să cunoașteți tainele împărții, dar lor nu este și nu se referă la oameni necredincioși, că lor nu le, nu le este dat. Iată unele din aceste taine, numai două ne uităm sau trei ne uităm la ele și... Atât, că ele sunt multe, dar până la urmă nu facem lista de tainele Împărăției Lui Dumnezeu. Efesienii 1 cu 18. Iată cum explică apostolul Pavel aceasta. Și să vă lumineze, adică Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Cu alte cuvinte sau altfel zis, nădejdea chemării Lui Dumnezeu este o taină pe care nu poți să o înțelegi de la bun început. Un alt lucru care în versetul acesta este, care este și care este bogăția slavei moștenirii lui în Sfinț. Slava moștenirii pe care trebuie să o descoperi, este, ține de tainele împărăției lui Dumnezeu și tainele acestea Dumnezeu nu le descoperă la toți. Și nu toți pocăiți, nu toți păstorii, nu toți slujitorii, nu toți credincioșii în biserică pot avea acces la aceste taine atâta timp cât Dumnezeu numai nu dorește să le descopere și ca ei să le vadă, dar nu le văd cu ochii, da, citindu-le din Scriptură, dar trebuie să le vadă cu ochii inimilor. Iată încă o confirmare la ceea ce am zis mai sus, din la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9 și 10. Dar după cum este scris, lucrurile pe care Ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Cu alte cuvinte, nu are nicio idee, omul nu percepe, nu înțelege, nu le vede, nu le cunoaște, nu le poate cumva explica. Dar versetul 10, pe care noi de multe ori îl omitem când îl citim și nu tragem atenția la el. Apostolul Pavel zice în felul următor. „Noi, însă, cine nou. Noi însă Dumnezeu ni le-a descoperit. Ceea ce a spus în versetul nou, nu-i așa? Prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci, adică tainele lui Dumnezeu. Pavel arată o categorie, dacă ați observat, o categorie de credincioși din care și el face parte, a cărora Dumnezeu a considerat ca o onoare sau ca, o, ca un beneficiu, ca un har, în plus, să le descopere ceea ce majoritatea celor din credincioși, desigur, nu au parte, desigur, că prin Duhul Său, cu alte cuvinte, prin Duhul Său, acestor credincioși, Dumnezeu le-a descoperit viitorul lor. Dar de ce să nu împărtășim cu frații noștri aceste taine sau aceste învățături care sunt sfinte, cu aceste taine care sunt atât de scumpe. Iată de ce spune Domnul Iisus. Ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rup. Care este ideea? Acești credincioși care încă sunt trei, nelegiți, trăiesc în neorânduială și în păcatele lor, nu pot să înțeleagă lucrurile adânci și profunde ale lui Dumnezeu. Ei mai întâi trebuie să se întoarcă la căile lui Dumnezeu, ca mai apoi Dumnezeu să le vorbească acest Ca rezultat, Acestea adevăruri sfinte și aceste taine mari le va face numai rău dacă ei le vor auzi. Auzindu-le, adică ei, dacă ei încă nu sunt cei care sunt gata să le accepte, auzindu-le și neînțelegându-le, ei le vor critica, le vor disprețui, le vor călca în picioare și, pe deasupra la aceasta, încă te vor mai mușca și pe tine. Aceasta nu înseamnă să ții în secret lucrurile Sfinte și tainele lui Dumnezeu despre împărăția lui. Dar, ne împărtășându le cu el, vei face un bine lui, că altfel, al acelui credincios îi poți produce mai mult rău decât bine. Înțelegem foarte bine că ei trebuie să audă aceste lucruri. Pentru că ele sunt lucruri mărețe, sunt lucruri Sfinte, sunt lucruri bune. Dar, ei încă nu le caut. Ei încă nu sunt gata să le, să le accept. De ce? atunci când ei le aud și nu este gata să le primească, aceste adevăruri, aceste învățături atât de scumpe și atât de sfinte devin ca să, sau le vor produce rău fiindcă ei vor deveni ca rezultat la aceasta împotrivitori ai adevărului și încă niște ucigași de oameni fiindcă te vor critica și pe tine. Ca urmare, aceste lucruri care trebuie să aducă atâta bucurie și atâta sfințenie și atâta, atâta viitor și atâta speranță va produce sau le va aduce acestor credincioși, de fapt, judecata lui Dumnezeu. Mai bine ca ei să nu fi cunoscut aceste adevăruri decât să le, să le cunoască, să le calcem în picioare. Dar ce trebuie să le vorbim până la urmă? Ce fel de partești și să avem cu ei dacă ei se împotrivesc? Um, și este vorba de orice credincios, fie slujitor, fie credincios de rând, fie orice alt om. Iată lucrurile care putem, cu siguranță, să le împărtășim cu ei, să le spunem, să le vorbim, că nu înseamnă că dacă omul acela este cumva de la sine rău, înseamnă că trebuie să-l respingem, și să-l ținem la distanță. Dar, iată niște lucruri care din nou sunt luate din proroci, din, din cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu, prin alți proroci. Unul este, să se întoarcă la căile lui Dumnezeu toți trebuie să știe aceasta, toți trebuie să audă aceasta, la toți trebuie vorbit aceasta și acestea nu fac parte din lucrurile a, taine ale Lui Dumnezeu. Un alt lucru. Să umble în smerenie înaintea Lui Dumnezeu. Aceasta este un lucru în care atât de mult Dumnezeu învinuiește slujitorii Lui. Un alt lucru este. Să aibă o inimă blândă în relație cu cei din jur. Cu alte cuvinte, să oprească atâta răutate pe care o arată față de ceilalți. Încă ceva. Să tremure înaintea cuvântului Dumnezeu. Dacă cuvântul Dumnezeu vorbește, a tremura înseamnă a avea o mare reverență și un mare respect, a asculta și a crede. Ca urmare, Dumnezeu va purta de grijă să le vorbească și lor, la timpul lor, desigur. Că la Dumnezeu nu s-a epuizat căile ca să ajungă la orice persoană cât de împotrivitoare ea nu ar fi astăzi. De aceea, atunci când un ucenic, dintr-o dorință bună, va împărtăși cu cel rău, cu cel nelegiuit, cu cel păcătos, uh, lucrurile sfinte și tainele împărăției lui Dumnezeu, ei va face mai mult rău. Sau acestea adevăruri mari nu vor fi primite și vor fi călcate în picioare de ei. Pe deasupra ei te vor, mai, vor începe să te muște, vor deveni, așa zis, niște ucigători de oameni datorită criticii pe care vor aduce împotriva ta. Și ca rezultat, în locul aceste adevăruri, să le facă bine, să le aducă lumină în viață, le va produce judecat. De aceea, câinii și porcii, oamenii răi și nelegiuiți și cei spurcați prin felul lor de trai, mereu vor a, înconjura pe cei neprehăniți. Cu alte cuvinte, dacă în adevăr ești cumva unul din cei neprehăniți, vrem noi, nu vrem, vrei tu, nu vrei, dorim noi, nu dorim, dorești tu, nu dorești, mereu vei fi, vom fi înconjurați de cei nelegiți. Care trebuie să fie atitudinea noastră față de ei? Sau atitudinea ta față de ei? Și care trebuie să fie purtarea ta față de ei? Iată ce spune Apostolul Petru și cu asta încheie. 2 Petru, capitolul 3. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. 1 Ioan 2,6. cu 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Domnul sus. Și atunci când ei vor vedea purtarea și faptele tale însoțite de mesajul, de sigur, neprehănirea împărăției lui Dumnezeu, va fi o mărturie pentru ei, fie pentru viață, fie pentru moarte. De ce? A, Domnul să ne ajute ca să a, înțelegem lucrurile Sfinte și pre-sfintele lui Dumnezeu, să avem parte de mai multe mărgăritare în viața noastră, dar să fim atenți ce facem cu ele și să trăim în felul acesta, ca purtarea noastră să fie. Uh, ca un lucru sfânt pentru cei din jur și ca un margaritar scump pentru cei care ne văd. Fiți binecuvântați!